Termoșeminele și centralele cu peleți ies din fabrică complet automatizate. Ce înseamnă asta? Să înțelegeți mai bine, aceste echipamente au totul de serie, totul necesar funcționării. Asta înseamnă că avem de-a face cu aceeași componentistică, la fel ca și la o centrală pe gaz. Deci avem un exhaustor, avem o bujie ce, în cazul nostru, aprinde peleții, avem un motoraj ce ne alimentează nouă camera de combustie, avem o pompă de circulație controlată de anumiți senzori care pornește și se oprește la anumite temperaturi, avem un prezostat de siguranță identic ca și la o centrală pe gaz, avem sondă de presiune minimă, sondă de presiune maximă, deci toată componentistica necesară funcționării în siguranța echipamentului este prezentă de serie la bordul acestui.